O să vă obișnuiți cu acest sunet în această săptămână, pentru că de Paște Metropola TV te premiază. Metropola TV, cea mai nouă televiziune din România, îți oferă acum un coș de Paște. Trimite SMS la 0735 000123, număr cu tarif normal, cu textul Metropola TV și ai posibilitatea să câștigi un coș de Paște. Din acest moment, ai timp doar 15 minute să trimiți SMS-ul. Perioada de desfășurare este 26-30 aprilie. În București este tare, tare urât afară și nu știu ce se întâmplă cu vremea asta bipolară, dar îi zice vremea, că e femeie, cred, altfel nu mi-explic, așa că vreau să facem o călătorie, să plecăm puțin de aici din București, să mergem până în Marea Mureș, la surorile Suzana și Daciana Vlad, pe care le salut. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneți-mi că voi vă bucurați măcar de un cer fără nori. Nu, din păcate și aici este o vreme foarte ploioasă și tocmai de aceea ne-am pus acest trandafir ca să chemăm vara mai repede la noi. Uite, se apropie cu pași destul de repezi această mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi, Paștele, și vreau să vă întreb voi cum vă pregătiți în această perioadă, că noi ne-am întâlnit de Crăciun, am povestit, dar uite că de Paștele trecut noi încă nu eram înființați, așa că profit de ocazie să vă întreb acum cum sărbătoriți. Noi în momentul de față ne aflăm la Cluj, dar să știți, chiar azi ne pregătim să plecăm spre Marea Mureș, pentru că vrem să fim alături de familia noastră, așa cum obișnuim de foarte, foarte mulți ani să ne petrecem sărbătorile în familie. Și bineînțeles să ajutăm puțin pe mami așa cât putem și noi cu bucatele, cu pregătirile pentru această frumoasă sărbătoare. Mie îmi place foarte mult unde stați voi la Cluj. Arată foarte, foarte bine ce se întâmplă în acea cameră. Te așteptăm cu drag. Noi am pregătit zilele astea niște lucruri minunate, că urmează ziua noastră după Paște. Și atunci tot un jur arată așa frumos și de sărbătoare, chiar dacă ziua noastră este doar în 8. Așa, asta vreau să zic. Parcă pe 8 mai este ziua voastră și eu știu că noi v-am vizitat și aștept să ne vizitați și voi. Acum chiar e rândul vostru. Da, pentru că o să avem și un proiect nou de ziua noastră pe data de 8 mai și o să vrem să îl aducem și la voi în platou și o să venim să discutăm live despre acest proiect. Pentru că este un proiect pe care îl așteptăm cu mare, mare drag, este un proiect dedicat nouă. În sfârșit a venit momentul ca gemenele să aibă un proiect dedicat lor. Tot timpul am dedicat proiectele oamenilor, dar de această dată este dedicat și nouă. Aș vrea să vă întreb, pentru că sunt curioasă, până ne întâlnim aici în platou să ne povestiți despre noul vostru proiect, ce muzică se ascultă în această perioadă? De Crăciun suntem obișnuiți cu colinde, dar în această perioadă cum ar trebui să ne bucurăm de sărbătoare prin muzică? Da, la noi în Marea Mureș, în această perioadă a Paștelui și în special în post, se ascultă pricesne. Pricesnele sunt niște cântece religioase care sunt dedicate Maicii Domnului special sau Domnului nostru Iisus Hristos și noi obișnim de fiecare dată să aducem câte o priceasnă în fața publicului, pentru că mai este nevoie în aceste perioade să ascultăm și acest gen de muzică. Iar la noi în Marea Mureș aceste pricesne sunt cântate și în biserică, iar uneori când suntem acasă în zile de duminică sau de mare sărbătoare, chiar și noi cântăm aceste pricesne în strană, în timp ce preotul împărtășește enoriașii. Foarte frumos. Cred că e un sentiment fabulos să fii în biserică și să îți auzi vocea răsunând. Da, îți dai seama că este un moment așa mai înălțător, pentru că întotdeauna noi ne adresăm oamenilor, dar în aceste momente când ești în biserică, cumva te gândești la suflet, te gândești la Dumnezeu și sunt așa niște emoții aparte. Ai altfel de dialog, să înțeleg, dar n-ar trebui să neglijăm faptul că noi avem această latură pământeană, suntem aici cu toții și cu siguranță cu toții vom avea o masă de Paște îmbelșugată cu fel de fel de bucate. Sunt curioasă la voi în zonă, ce se mănâncă în mod special? La noi de pe masă nu lipsește pasca, cozonacul și sarmalele și bineînțeles ouăle vopsite, care la noi se închistresc, nu se vopsesc. Și din aceste toate bucate se duce câte puțin la biserică, noaptea de înviere, pentru a se sfinți.
după care ne întoarcem acasă și luăm masa împreună. În această perioadă, fiecare dimineață trebuie să mănânci sfințit. Prima zi de Paște, a doua zi de Paște și a treia zi de Paște. Este un obicei aici noi în Maramureș. Și că tot venim vorba de ouă și de țisitul ouălor în Maramureș, la noi în Maramureș este un obicei foarte frumos în dimineața în care te întorci de la înviere. Trebuie să pui un ou roșu într-un bol cu apă și un bănuț și să te speli pe față cu acea apă pentru a fi roșu ca și ouă și bogat ca și acel bănuț și plin de prosperitate, plin de voie bună. Sunt așa niște mituri pe care încă maramureșenii le mai păstrează. Să știți că e un fel de tradiție națională și la noi în Oltenia, deși e mare distanța între Maramureș și Oltenia, exact la fel se procedează și noi avem acest lighean cu apă și cu oul de rigoare și bănuțul respectiv și la fel, în fiecare dimineață ne spălăm pe față, luăm Paști, deci aici suntem total asemănători. Da, și la noi chiar în fiecare... În această dimineață de Paște vin și copiii și spun Hristos a înviat, la noi se spune a se duce prin chiez. E așa o exprimare maramureșeană și ei primesc ouă, mai nou mai primești și un bănuț, primești ceva dulce, că așa sunt copilașii, dar noi copilăria noastră ne-am petrecut așa, mergând în chiez și primind ouă. Casă în casă și veneam acasă și vedeam care a strâns cele mai multe ouă, le număram. Era un obicei așa foarte frumos pe care noi l-așteptam cu mare drag. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Uite, noi cumva în zona aceasta în București, când vine vorba de cadouri, ne împărțim în două tabere. Sunt pe de-o parte cei care merg în mall și cumpără ceva la îndemână să facă un cadou de Paște sau sunt cei care pun și suflet. Voi în ce categorie vă încadrați? Ce fel de cadouri faceți de Paște? Noi întotdeauna punem suflet. Da. Înainte să avem acest proiect albastru rural, ne plăcea foarte mult să facem aceste zgârdane pe care le avem acum la gât. Și mai făceam cadou celor dragi. Dar acum, pentru că avem acest proiect albastru rural cu aceste hăinuțe vestimentare, pentru cei dragi am pregătit câte ceva din lucrurile pe care le facem noi. Și la noi în Maramureș se spune că trebuie neapărat ca în ziua de Paște să ai ceva nou. Și atunci trebuie să ne gândim la cei dragi ca să aibă ceva nou și să le meargă bine tot anul. Aș vrea să vă rog ceva. Noi o să ascultăm în această dimineață o priceasnă din partea voastră, o să ascultăm Plânge Maica lui Hristos, dar v-aș ruga, dacă se poate așa, să ne și cântați ceva live de la Cluj, de unde sunteți voi. Un refren din ce vreți voi? Tot o priceasnă sau un cântec? Ce considerați voi? O priceasnă, dacă tot suntem în săptămâna patimilor. O priceasnă, dacă suntem în această perioadă. Păi ne gândim tot o priceasnă pe care noi o interpretăm destul de des. Chiar i-am făcut și un clip anul trecut și se numește A bătut la ușa ta cineva. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni ea. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai rău, pieptul numai sânge. Fața lui e numai rău, pieptul nu mai sânge. Tare, tare mult. Ne bucurăm tare mult de voi și eu vă apreciez din suflet pentru felul în care vă completați una pe cealaltă și pentru bucuria pe care ne-o aduceți de fiecare dată când vă auzim și vorbind și cântând. Și, mulțumim! Chiar să știți că ne-ați intrat așa în suflet și de fiecare dată e o mare bucurie când ne sunați să intrăm, chiar dacă este live, doar prin Skype și nu suntem acolo, e aceeași bucurie, vă simțim niște oameni calzi și chiar aveți toată prețuirea noastră și abia așteptăm să ajungem în platou, că, nu știu, nu o să ne mai dăm duse de acolo. Și noi vă așteptăm cu tot dragul și aș vrea să vă mai întreb pentru voi această sărbătoare cum se simte, care sunt emoțiile care sunt reprezentative pentru voi în cadrul acestei sărbători?
Pentru noi, cele mai frumoase sărbători sunt petrecute la țară, acasă, în Maramureș. De când ne știm, niciodată nu am petrecut sărbătorile aici, la Cluj, pentru că nu am simțit la fel această sărbătoare. Pentru că noi ne cunoaștem vecinii între noi, ne cunoaștem aproape cu tot satul și când în ziua de Paște să vezi aproape tot satul la biserică, în straie populare, e ceva divin și știm că acest lucru doar în Maramureș îl putem vedea și pentru că se întâmplă doar o dată pe an, abia așteptăm să ne întoarcem acasă la copilăria noastră. E o emoție aparte pe care o dorim tuturor. Nu știu, dacă nu au parte de ea în zona în care se află, invităm în Maramureș pentru că o să trăiască niște momente aparte. Eu deja m-am emoționat și entuziasmat și promit că la un moment dat în viața asta o să vin să fac Paștele în Maramureș. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați trecut așa pragul virtual în această dimineață și vă așteptăm cu tot dragul aici în platou. Vă mulțumim mult și noi vă așteptăm în Maramureș. Vă dorim sărbători frumoase și să ne reauzim și revedem cu bine. Mulțumim, la fel vă doream, mai bine! Mulțumim tare, tare mult! Mai departe, așa cum am spus, o să le ascultăm pe surorile Suzana și Daciana Vlad și Priceasna, despre care am făcut referire mai devreme, Plânge Maica lui Hristos. Plânge Maica lui Hristos, Maică sfântă a lui Hristos, sufletul mi-e păcătos, roagă-te și fă-l curat ca să-ți cânte neîncetat. Tu ești
Foarte frumos acest moment și foarte frumoase aceste două fete. Și avem și noi aici la Metropola TV fete frumoase cu care ne mândrim. Una dintre ele este colega mea, Frății, Andreea Frățilă, care vineri și-a și sărbătorit ziua de nume, o cheamă și Georgian, așa că îi mai zic o dată la mulți ani și bineînțeles că vă invit să o urmăriți chiar acum. Nu poți, domnule, nici în vacanță să scapi de gura răutăcioșilor sau gura păcătosului. Adevăr, grăiește. Bine, Adelina e plecată în vacanță în Egipt și se pare că fanii au observat un lucru. S-a cam îngrășat. O fi burtică de bebe sau o fi păpică? Ia să vedem. Noi ce zicem? Domnul specialist. Este domnul specialist. Transfat, așa se numește, e grăsimea, adică transfat, care nu trece atât de repede, trebuie să lucrezi un pic mai mult ca să poți să dai jos din zona abdominală această grăsime, care poate fi care poate ajunge la noi în corp prin înghețată, pentru că are un agent de ce ar trebui să nu să nu mâncăm? Să scoatem din alimentație ca să ne asigurăm că această trans, cum mi spui tu, nu ajunge. În niciun caz nu mai mănânci cartofi prăjiți, niciun caz. Tot ce înseamnă fast food înseamnă transfat, adică na, nu vreau pot să dau nume, dar tot ce găsești în străinătatea casei tale, da, la fast food, asta înseamnă transfat. Și dumneai asta. Și alcoolul, alcoolul este o grăsime nesaturată, n-ar trebui să bem alcool on a daily basis, da? Na, uite, acolo e și vin nache roșu seara. Clătitele, Adeline, clătite, pistrițu. Înghețățică, croissant. Un croissant. Vreau să vă recunosc că atunci când Robert a zis ceva de burtică, pentru că și eu cred că m-am îngrășat puțin. Vezi de ce mi-am luat eu rochia asta așa baby doll? Am înțeles că se numește. Vezi de ce mi-am luat eu rochia baby doll? Dar și eu mi-au mereu că mășul Rocky baby doll. Da, Rocky baby doll, dar eu mi le iau să fie mai larg la burtă, să nu se vadă că am înțeles. Am mâncat aseară înghețățică. Aoleu. Dar arată foarte bine, Adelina. Da. Despre ce vorbim? Sunt 2 kg, probabil am mâncat prost 3-4 zile și asta până la urmă nu concurează, nu e vreun model fitness, e o mămică la 30 și ceva de ani, nu? Da. Și poate că se pregătește de un al doilea copil, pentru că ea de numărate rânduri că își dorește. Asta zic. Așa este. Își mai dorește un copil și chiar ar merita. O familie frumoasă, gene bune, situație financiară, adică de ce n-am face dacă... Da, e blessed, este binecuvântată, să zicem așa. Da, și plus că pe social media de bine cu copii... Asta zic. Mă rog. Parenting. Măi, da, ți-am spus că parenting-ul ăsta... Da, că nu pot. Ideea este... Să-mi așez picioarele cum trebuie. Că vreau să vă întreb dacă v-a dat vreodată teroare gândul că ați putea intra în gura Oanei Zăvorano. Să ferească Dumnezeu. Să ferească Dumnezeu, așa am zis și eu. Ideea este că Oana Zăvoranu a cam atacat-o pe Adelina Pestrițu în câteva videoclipuri postate pe YouTube, iar avocata Adelinei Pestrițu imediat a făcut o reclamație în care ne-a spus așa: solicit încetarea de urgență a încălcării dreptului la viață privată, demnitate, onoare și bună reputație, dar și încetarea răspândirii de afirmații defăimătoare la adresa Adelinei Pestrițu. Oana Zăvoranu a dat naștere unui val de acțiuni calomnioase împotriva Adelinei, prin folosirea unui limbaj licențios, demersuri care au avut și continuă să aibă ca efect producerea unui prejudiciu de imagine. Dar eu citisem că Oana Zăvoranu a pierdut procesul... Vorbim ulterior. Nu? Da, adică da, așa da. Este. Ulterior pot să vă spun că mie îmi place foarte mult de Oana. Ulterior aș putea să vă spun că îmi place foarte mult de Oana Zăvoranu. Te-ai uitat la clipurile pe care le-a pus? Poate să pună, ar putea să facă orice vrea ea rău, tot o să-mi placă de ea. Are într-adevăr, este rolul, ea e în rolul vieții ei și este o actriță frate, nu s-a ferit niciodată, femeia nu s-a ferit niciodată, n-a venit niciodată să zică altceva. A fost pe față, a fost directă, da? A spus întotdeauna ce a gândit și mie mi se pare foarte mișto. Acum că nu trebuie să stai să te iei la ceartă cu toată lumea, asta e partea a doua, că vrei să ai liniște în viața ta. Dar modul de expunere, cum ți s-a părut? Adică modul în care a atacat diverse vedete, e ok? Modul în care atacă diverse vedete, eu consider că această Oana Zăvoranu are foarte multe informații și le atacă
pe bună dreptate. Eu n-am auzit ceva incorrect spus din gura ei. Adică ea știe ce spune. Pentru că se învârte în același mediu. E normal să știi ce se întâmplă, nu? De, a avut motive să reclame, Adelina? Da, a avut motive să reclame. E, deja a exagerat un pic. Da, adică mie îmi place Oana Zăvoranu la fel, la nivel de asumare. Dom'le, ăsta e personajul meu, asta sunt, eu mă lupt cu mocangițele. Dar felul în care alege să jignească, acolo cred eu că e o situație, știi? Cu asta nu sunt de acord. Nu că aș fi cineva să îi dau eu sau e nu. E cam dură. E un pic cam dură. Altfel, femeia are un punct de vedere, e o linie, asta își dorește, asta sunt, așa m-a făcut mama, eu sunt bazat. Apropo de ce spuneai tu mai devreme, Leana, se pare că instanța deja are un răspuns pentru reclamația Adelinei și ne spune așa. Chiar dacă limbajul folosit de apelant a fost vulgar și ofensator, acesta conține în cea mai mare parte judecăți de valoare, iar scopul principal al postărilor acesteia au fost mai degrabă acelea de a atrage atenția publicului asupra serviciilor și produselor de calitate reprobabilă promovate de apelantă ca și influencer. Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantă. Deci, nefondat, din deci, păcate, Adelina. Deci, răspuns al instanței. A, deci nu a câștigat Adelina. Nu. Eu aveam impresia că a câștigat, nu știu unde citisem. Deci, e tot Oana Zăvoranu în câștig ce de cauză. Ce mai vreți? Băi, ce ciudat, totuși le jignești, adică eu la asta mă gândesc. Da, în fine. A scăpat bazma curată. Este un avocat foarte bun în în spatele Oanei Zăvoranu. Nu, ea. Că ea e avocat. Zici tu că n-a avut niciun avocat? Nu știu, eu cred că ea se apără pe cuvânt, de nu cred că da. Ea... Are avocați. Sau s-ar putea în business-ul vieții să... Da. Să se sfătuiască cu un avocat, totuși. Să se sfătuiască totuși. Și să reprezinte cineva totuși. Efectiv, dar eu cred că la capitolul creier, ea e. Delia, care vrea să dea un nou trend. Și-a schimbat culoarea părului și fiți atenți ce și-a făcut în cap. Deci vorbim despre o schimbare totală de look. Vreau să vă recunosc următorul lucru. Inițial i-am zis că e o perucă. După care mi-a zis cineva în redacție: bă, tu te-ai uitat până la final? S-a vopsit, s-a tuns pe bune. Da, deci seamănă Sia, nu este Sia așa. Gen? Te lăsam pe tine, ce drăguță e. Tocmai vreau eu să sun acum. E o copie sau mi se pare mie? Scuză-mă. Măi, nu, oricum. Și dacă e copie, să știi că e reușită. N-am nimic cu fata. Nu e așa? E bine, e bine. Da, seamănă. Da, vi se pare că vi se potrivește? Da. It's ok? Știi ce cred eu totuși? Că e un început de schimbare. Eu cred că se vor face schimbări și din punct de vedere vestimentar. Zici? Și un proiect nou. Eu nu cred că Delia e așa, vai, m-am trezit o dimineață, gata, hai să-mi dau absolut. Jumate blond, jumate castaniu, ce mai are acolo, și gata, ne punem doar pe Instagram. Eu cred că e un proiect întreg și fata face niște proiecte de ția mințile. Dacă mă întreb pe mine, eu aș fi lăsat-o încă în perioada aceea de capul acela de păpușe, de frumușică, dar aici cu aceea ceva, simt eu așa că... Dar nu zici nimic de unghii. Aoleu, m-ați nebunit cu unghiile astea, ce aveți, frate? Așa mi-a spus frății că se poartă, tăiați... vreau să aducem un nail style, cum se numește? Nail stylist? Nail de unghii. Așa, da? Nail artist. Să-l aducem să ne recomande ceva, dar nu de stat de săracu, e colorat în cap și pe mâini. Dar ce-ai, domne, cu coloratura în cap și pe mâini? Eu n-am înțeles cu tine. Măi, hai să înțelegem. La fata asta, cu așa, da. Că tot am vorbit de teoră. La fata asta mai stă cum mai stă. Dacă ne vezi pe fetițe pe stradă, cu microbuzul, cu troleibuzul, și ele sunt albastre în cap, dar nu s-au mai vopsit de o lună și pe aici sunt așa... Eu aici am o problemă, nu cu ele. Ele au un proiect, trebuie să-și ducă la bun sfârșit. Și fetele acelea au un proiect. Ce proiectul proiect? Lor este să le imite pe artistele pe care le au la follow pe Instagram. Păi nu ce le mai imita că tu nu proiect. Ești artistă, PC. Stai că vă las să vă certați după. Până una alta vreau să spun Liviu Vurci următorul lucru. Au. Dacă te cunoșteam la 15 ani, nu cred că mai urcam în autobuzul tău. Vă povestesc eu altă dată. Până una alta, Liviu Vurciu și-a adus aminte de prima lui apariție TV și bineînțeles că a postat asta pe YouTube. Fiți atenți ce a găsit el. E, dragilor, am găsit o casetă
prima mea emisiune pe care am avut-o acum mulți ani, cred că sunt 30 de ani, și voiam să vi-l arăt și să vedeți și voi ce față aveam și cât de prostă eram. Deci numele trupei vine de la inițialele prenumelor noastre, adică de la Liviu și eu, Auraș. Și Mihaela Tonsa. Mihaela mai pe la sfârșit. Când și cum a luat naștere trupa voastră? Da, deci ne-am înființat acum 2 ani de zile. Numai... Deci numai eu cu Liviu. Deci pe Mihaela a cunoscut-o mai târziu. Eu am făcut 3 ani de zile. Am școala populară, școala de arte, numai 42. Am făcut și eu tot la școală vreo... Da, deci căutăm un sponsor. Asta ne trebuie sponsor. Neapărat vrem să tragem și noi melodiile într-un studio. Aveți un studio unde faceți repetiții și un studio? Nu, un studio. Ne descurcăm cu scolele pe care le avem. Este, dar nu profesional. Vrem să scoatem, deci lucrăm la album, lucrăm foarte mult la album. Album trebuie să sperăm să iasă până de Crăciun. Și cam asta ar fi. Bine, mă, ce vrei? Aveam 15 ani. Hai, mă, cum? Deci... autoironia, mă, dar autoironia da. Este o formă de... E o dovadă... Mă, dar tot idolul la femeie a fost, mă, și atunci... Da, mă, da. Tot idolul la femeie. Dar tu ai văzut ceva? N-am mă nimic. Dar ca să vedeți că tot noi românii suntem cei mai originali. E exact atitudinea pe care o are Maluma acum. Da, mă, exact. Bravo, mă, bravo. Deci exact. Și ăla are 30 de ani. Și ăla are 30 de ani și în 2021. Adică despre ce vorbim? Tot al nostru e mai tare. După Vârciu s-a uitat ăla. Este, cred că este, hei, de la Stoker. Da. Maluma, breaking news, vă rog. Maluma, la Stokerul lui Liviu Vârciu. Nu mă, n-ai cum, dar mie îmi place foarte mult cum face el. Deci... Da, mă, era foarte emoționat, săracul, să văzuse și el acolo, el a făcut școala. Tu ai văzut câte emoții avea cum făcea. Da, el a avut școala populară, a făcut școala populară de artă și era drăguț, frumos. Mișto, da. Amintiri. Căutăm și noi un sponsor, a zis. Da, încă o evoluție frumoasă, bravo. Foarte. Băi, foarte, foarte. Liviu, te iubesc, ești aici la inimioară, tu știi asta. Vă iubește frății, pe toți vă iubește frății. Da, mă, eu sunt cu inima mare. Are inima mare, mă. Deci n-ai cum. Ideea este că vreau să vă întreb dacă vă mai aduceți aminte de piesa Ochii tăi, da, nu de alta, dar vreau să vă dau așa, puțin de acolo. Te auzi. Atent. Eu te-am iubit prea mult, dar pentru tine n-a contat din viața mea și de atunci am urmat. Și pline de... Bine, vezi, mă, ochii ăștia au făcut niște bani frumoși despre care ne povestea Liviu. Mi-aduc aminte că am citit un interviu, zicea la un moment dat că făcea un apartament pe seară. Da, 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 mi-aduc aminte. Bine, și asta. Bine, s-a ales praful. Că de acolo și vorba aia, cine face ca mine să pățească, mi se pare că este... Mă, dar am și o întrebare. De... Da. El are un al doilea copil acum, nu? Ce are? Un al doilea copil. Da. Nu l-a văzut nimeni niciodată? Nici știu că l-a botezat la un moment dat și cam atât. Nu-l urmăresc, din păcate, dar o să încep să-l urmăresc. Da, mi se pare... Tot... Dar văd story-uri cu fetița, văd. Cu băiețelul n-am văzut deloc. Doamne, cât seamănă fetița lui cu el. Da. Ideea este că Liviu a evoluat foarte frumos și sunt tare mândră de el și este un artist în toată regula, dar și prezentator, de ce nu? Am revenit și strategic, am luat această tabletă în mână, nu de alta, dar v-am spus, eu fac curățenie, spăl vase, dar nu mă pune să gătesc și nu mă mai puneți nici să fac origami pentru că mi-a ieșit cu greu acel iepuraș, dar mă bazez în această dimineață pe Cristina Mehedințeanu, pastry chef, și Georgiana Cojocaru Cofetar, pentru că o să facă o rețetă foarte interesantă, se numește babka. Bună dimineața, fetelor, și bine ați venit! Bună dimineața, Georgia, bine te-am găsit! Pe tine bine te-am regăsit, da. Și pe tine bine te-am găsit! Ești o prezență nouă în această emisiune și aș vrea să te descos așa puțin. Că, uite, despre Cristina, de exemplu, știu cum s-a apucat de cofetărie, dar povestea ta care e? Eram foarte pasionată de cofetărie și m-am decis să fac un curs. Și am ales Horeca School.
și am învățat foarte multe lucruri, având-o pe Cristina ca trainer. Și am ajuns să și lucrez cu ea între timp, pentru că ne-am completat foarte bine și facem rețete. Gătim, facem tot felul de prăjituri. Da. Mai să știi, Cristina, că m-am uitat la tine la un moment dat pe profil și am salivat, m-am uitat cred că jumătate de oră și nu înțelegeam de ce mă autoflagelez, de ce fac chestia asta. De ce te chinui? De ce? Dar mă bucur, uite, că ai revenit în platou și sunt curioasă, această rețetă, babka, de unde provine, ce este de fapt? Seamănă cu un cozonac. Da, este un cozonac, la origine este tot un aluat dospit, cum facem și noi cozonacul nostru. Este un cozonac evreiesc, în Ierusalim se întâlnește, dar nu numai, spre exemplu și noi acum l-am preluat. Este un aluat dospit, îmbogățit cu foarte multe ingrediente bune. De regulă, crema, spre exemplu, este deosebită de a noastră, diferită pentru că are ciocolată și unt. Și împletitura diferă. Deci e un pic mai special pentru că are un aspect diferit de cozonacul nostru și se însiropează. Este un cozonac care după ce se coace, se însiropează. Ce să mai pot să mai zic? Mă uit așa cu jind la ele, dar știu că voi ați venit să ne și învățați cum să facem. Spunea Ramona mai devreme că dacă vreau să fur și eu rețeta care o să apară pe ecran, o să aveți toate ingredientele necesare, da. Dar am mai venit și cu o idee și mai bună să-i arăt mamei rețeta, ceea ce o să fac, dar ca să pot să fiu acolo ajutor de bucătar pe cinste, o să mă uit la voi să văd cum preparați și sunt tare curioasă. Mi se pare complicat de făcut cozonac. Într-adevăr, aluatul dospit este mai complicat pentru că este un proces care durează câteva ore cap-coadă să-l faci. Noi v-am adus și cozonaci gata, copți și însiropați și am adus și o bucată de aluat pe care am făcut-o la noi în laborator și puțină cremă. Deci dacă îmi dai voie, eu aș vrea doar să o întind. Te rog. Și să pot pregăti. Aluatul eu l-am făcut de dinainte și l-aplatizez un pic ca să-mi fie mai ușor. Nu fac asta cu făcălețul. Și este dospit peste noapte, la rece. Ok. De ce are culoarea asta așa de galbenă și frumoasă? De la ouă. De la ouă. Da. Și ați folosit ouă de țară, cred. Nu e așa? Da, ouă proaspete, în general. E mult mai bine să folosești așa ceva decât ouă praf sau cum mai sunt folosite ele la nivel industrial. Georgiana, ouă proaspete, unt... Este siropul pentru un siropat. Am înțeles. O să facem și o mică demonstrație când îl tăiem. Abia aștept. Am văzut că e și o spatulă acolo și mama de obicei, după ce face creme și sirop și alte chestii bune, îmi dă de fiecare dată lingura, spatula și tot ce mai folosește să mă ocup de ele, să nu cumva să se irosească ceva. Așa că intenționez să fac același lucru și cu voi, dacă nu vă spărați, mai încolo, așa puțin, să ne vadă lumea. Sigur, degustăm, că de asta v-am și adus cozonac. Eu acum doar încerc să întind foaia de aluat cât mai bine. De regulă atunci când am o formă, pentru că fiecare probabil că are o formă diferită acasă, e bine să întindem aluatul un pic mai mare decât forma, pentru că el o să fie ulterior împletit și o să se mai strângă. Și atunci să-l întindem un pic mai mult decât forma. Tot timpul ne luăm asta ca reper. Care este secretul coacerii astfel încât să iasă așa mare și să se umfle și să... Secretul coacerii, în primul rând, că ține de aluat. Aluatul trebuie să fie bun. Apoi, forma pe care o folosim, să nu avem prea puțină cremă, prea puțin aluat în formă și nici prea mult. Spre exemplu, dacă avem prea mult aluat, atunci riscăm aluatul să dea peste și să se crape și să nu arate frumos. Dacă avem prea puțin aluat, el o să crească, dar nu suficient de mult încât să arate bogat. Și atunci cantitatea asta trebuie să fie bine aleasă. Și timpul de coacere, evident, cât să se coacă suficient. Temperatură mai ridicată la început, ca să avem o creștere bună. Și cam astea ar fi. Mama a zis că trebuie să pui și suflet, așa, un strop de suflet. Și multă iubire. Cozonacul. Și multă iubire, că fără nu se poate. Și atunci când faci aluatul, și atunci când îl frămânți, și când este lăsat la dospit, și când este modelat, împletit, da. Pentru că până la urmă îl pregătim pentru cei dragi, nu? Uite, aș vrea, Georgiana, să te întreb ce conține această cremă. Spunea Cristina mai devreme, ciocolată și unt. Ce mai are în plus? Cacao, nucă, da. Ouă, zahăr și mirodenii. Și puțin alcool.
Noi la Babca însiropăm și cu alcool, dar punem alcool și în cremă un pic. O să fie o zi lungă și grea, dar ce bine că ați venit să ne îndulciți puțin. Eu îmi imaginam, nu știu, un alt proces. Eu n-am văzut niciodată cum se fac cozonacii, așa că mă uit, sunt uimită. Deci până acum aluatul e destul de asemănător cu cel de cozonac, doar că noi am folosit doar unt pentru el. Noi la cozonac folosim și unt și ulei sau doar ulei. Aici avem un aluat 100% cu unt, deci doar cu unt, și l-am întins pe o singură foaie. Pentru cozonacii normali, se întind două foi și se împletesc. Pentru babka am întins o singură foaie, am pus toată crema și acum o să vă arăt un pic cum obținem acest aspect. La împletitură sunt tare curioasă ce se întâmplă. El trebuie tăiat așa un pic și acum tăiat de tot. Să încerc să nu... Simți cumva că dezamorsezi o bombă în acest moment? Încerc să am grijă aici. Ok. Ce bine arată. Deja da, în momentul în care crema este expusă, este și interesant să poți vedea ce este la interior și obținem acest aspect împletit. O să vă rog, putem colegi, să împletim în cruce, da? Sunt două moduri de a împleti. Începem de sus, ca la codița noastră împletită, sau în cruce și facem cât mai multe împletituri ca să se vadă cât mai frumos. Pare tare ușor ce faci tu, dar... Este, chiar este. Da? Da. Și de asta, acum e gata. Cozonacelul nostru, puiuțul. Și îl luăm frumos și îl punem în formă. Nu știu de ce m-am temut atât de tare. Toate gospodinele spun că e foarte greu să faci cozonaci, e foarte greu să-ți iasă, dar din ce am văzut la voi până acum, da, nu pare atât de greu. Care e de fapt partea cea mai dificilă? Atunci când facem cozonac, cred că partea cea mai dificilă este să facem aluatul. Deci partea de... Pentru că atunci când nu avem experiență, da, pentru că este un proces care durează, în care trebuie să avem grijă de niște aspecte, trebuie să avem toate ingredientele pregătite, durează cam o oră să facem tot aluatul, după aceea trebuie lăsat la odihnit, după aceea iar trebuie porționat, acum, pentru că noi am făcut asta, este porționat, acum trebuie iar lăsat la dospit și atunci, de asta probabil că este complex și prezintă o provocare pentru mulți. Cristina, să știi că am mai discutat-o, dar aș vrea să-mi povestești și tu cum te abții să mănânci atât de multe dulciuri și să te îngrași, pentru că am doar arătat spectaculos. Mulțumim. Nu mă abțin. Ok, care-i secretul tău atunci? Nu știu, cred că toate orele din laborator în care stăm în picioare și în care facem tot felul de prăjituri și cursuri cu cursanții. În principal, nu ne abținem, dar gustăm câte puțin. Aș vrea să vin și eu odată la voi la curs, nu neapărat să învăț. Cu drag. Sunt convinsă că o să învăț foarte multe, dar sunt convinsă că o să și mănânc foarte multe lucruri bune. Și dacă ar fi să facem așa o călătorie în trecut, în copilăria voastră, care erau bucatele pe care le așteptați cu drag la masa de Paște? Încep eu? Da. Ok. Ouăle roșii, cu siguranță, mai ales dacă eram implicat în proces și îmi plăcea să le vopsesc natural, în foi de ceapă, cu tot felul de ingrediente naturale. Deci așteptam ouăle să le ciocnesc împreună cu familia, să ne spunem urările de Paște, drobul și, bineînțeles, cozonacul. Eu așteptam desertul tot timpul. Iar tu, Georgiana? Cred că doar cozonacul. Nu m-am omorât atât de tare după. Deci orice altceva putea să lipsească, dar nu cozonacul. Da, și poate sărmăluțele, dar astea sunt și de Crăciun. Da, cozonacul în principal. Nu sunt neapărat cu mâncarea, mai degrabă cu dulciurile. Uite, mama a trișat ani de zile și făcea pască, ce-i drept, dar făcea chec în loc de cozonac, că era mai ușor. E mai ușor, dar are aceeași formă. Poate să treacă drept cozonac. Aș vrea să îmi povestiți și cu siropul acela ce se întâmplă. Sigur. Eu l-am identificat de la bun început. Se însiropează în mod normal când este cald, dar putem pune extra sirop, nu e nicio problemă.
Este un sirop de cofetărie clasic, apă cu zahăr. De regulă avem aceeași proporție de apă cu zahăr, pentru că este un sirop folosit la însiropat blaturi, checuri și atunci avem foarte mult zahăr. Noi ce am pus extra, am pus un pic de rom. Alcool, spuneați mai devreme. Care poate să fie orice fel de alcool. Nu este, este opțional în primul rând și în al doilea rând, dacă îl punem alcoolul, putem să punem ce vrem. Putem să folosim și vișinată, putem să folosim coniac și altele, sau lichioruri pe bază de fructe. Și da, de regulă după ce îl scoatem din cuptor, îl lăsăm un pic la temperat și apoi îl însiropăm, îi facem o băiță așa, ca să se însiropeze foarte bine. Și apoi, da, îl mai putem pensula și ulterior, pentru că vezi, e mult mai strălucitor acum. Da, îi dăm un aspect, da, și crema e mai strălucitoare dacă se pune cu sirop. Și se și păstrează proaspăt mai mult timp, da, fiind însiropat. Însiropat se menține mai umed, mai proaspăt, mai mult timp, pentru că zahărul este conservant și atunci ne ajută. E adevărat că ar trebui să punem și așa puțin tică sare în aluat? Da, neapărat. Toate aluaturile, începând de la cele simple, cum este pâinea, până la cele dospite, tot timpul avem sare. Folosim mereu în cofetărie și mai ales în astfel de aluaturi. Sarea ne ajută la întărirea rețelei de gluten din cozonac, pentru că aici ne bazăm pe gluten. Asta înseamnă cozonacul înainte de toate și da. Și previne și oxidarea aluatului, pentru că este un aluat care trebuie frământat foarte mult, este expus aerului și atunci sarea ajută ca el să nu se oxideze. Am observat că foarte multă lume a început să se ferească de acest gluten. Poți să faci vreodată în viața asta cozonac fără făină cu gluten? Sincer, eu cred că da, pentru că în ziua de astăzi mai toate rețetele se transformă și există varianta lor pe undeva și fără gluten, fără zahăr. Aici, din păcate, se poate face, dar nu o să iasă același lucru. Cu siguranță eu nu l-aș mai numi cozonac. Ar fi un fel de prăjitură fără gluten. Pentru că aici rețeaua asta și pufoșenia lui și faptul că se rupe în fâșii și că își menține această structură, totul e dat de gluten și atunci, da. Arată foarte bine și i-aș ruga pe colegii mei din regie să o cheme pe Elena, make-up artistul nostru, pentru că urmează să vedeți niște băluțe, nu mai pot să mă mai abțin, e ceva rău ce se întâmplă astăzi, nu mai aduceți mâncare în platou, nu știu ce să facem, mă puneți într-un glob de cristal, măcar să nu miros, să nu văd. Arată foarte, foarte, foarte bine. Cred că e și un gust spectaculos. Din punct de vedere al mirodenilor, ce e diferit față de cozonacul nostru? Adică la ce am putea să ne așteptăm acum pentru cei care ne urmăresc și n-au șansa să guste, la ce gust să se aștepte? Cred că doar alcoolul din sirop, care e ceva mai aparte. În rest, sunt cam ca la cozonac. În rest am folosit, da, tot aceleași mirodenii. Avem și ciocolata sau cacao, nuca. Ea este specifică. Lipsește coaja de portocală, asta pot să spun deja, sau coaja de lămâie. Deci noi n-am folosit aici coaja de citrice. Dar în rest... Ia, pe acolo. Pe acolo. Ce prăjituri mai recomandați acum în perioada de Paște? Eu recomand tortul cu morcovi, faimosul carrot cake, mi se pare foarte, foarte potrivit și foarte drăguț. Sau un cheesecake în loc de pască. Asta fac eu în loc de pască, da? Mi se pare mult mai ușor de făcut. Și am descoperit și o rețetă de cheesecake făcută la rece, pentru că mie nu merge cuptorul foarte bine. Okay. Și risc să-l ard. Și mai ușor atunci, da. Aș vrea să vă mai întreb, știu că prima dată când ne-am cunoscut noi două, da, ai venit cu rețeta de velvet cake. Da, da, da. Ar merge și el acum? Cum să nu? Până la urmă e la latitudinea fiecăruia ce își alege pentru masa de Paște. Pe lângă cozonac putem să avem și prăjituri mai mici sau un tort pe care să-l feliem. Și acum fiecare alege prăjitura lui preferată, nu? Deci și un carrot cake și un velvet cake și prăjituri românești, orice. Am și eu o curiozitate, nuca. Am înțeles că ar trebui pusă la un moment dat în timpul coacerii, nu știu exact ce mi-a explicat mie mama, că se duce la fund și ar trebui, nu știu, asta îmi spunea vis-a-vis de negresă. Mm-hmm. Care-i secretul acolo? Ce n-am înțeles eu bine? Aici la babca și la cozonac secretul cu nuca este să fie rumenită înainte, pentru că astfel îi se intensifică aroma și atunci eu nu aș pune niciodată crudă în aluat, pentru că ea nu se mai coace acolo în timp ce se coace cozonacul. Deci noi rumenim nuca înainte și o punem în cremă. Mm-hmm. Ok. Ai putea să inovezi în vreun fel rețetele acestea tradiționale? Am observat că în bucătăria românească există acest val de bucătași, da, coliți prin străinătate, care inovează mai toate rețetele și nu-ți mai dai seama exact ce mănânci, ai impresia că mănânci ceva românesc, dar nu știi exact.
Bineînțeles că și cozonacul și l-am și văzut deja în restaurantele românești, fiind regândit, remodernizat la farfurie. Și atunci vorbim de elementele din cozonac pe care le luăm și probabil le separăm. Avem o bucată de aluat care nu mai arată ca un aluat, ci arată așa ca un sponge. Avem puțină cremă separat, avem nucă caramelizată și atunci putem să ne jucăm să facem plating. În loc să servim o felie de cozonac, servim cozonacul ca un desert. Interesant. Ca un desert la farfurie. Georgiana, aș vrea să te întreb pentru începătorii ăștia, ca mine, așa, ale patiseriei. Ce ai recomandat? Ce pot să fac și eu simplu și ușor să pot să pun pe masa de Paște? Am zis, cheesecake-ul fac, l-am mai făcut, merge. Cred că niște fursecuri sunt foarte simplu de făcut și sunt și foarte gustoase. Foarte interesant. Cu ciocolată, cu fructe uscate. Cupcakes-urile acelea pe care le vedem tot timpul în desene animate, în filme și așa mai departe, se fac greu. Am observat de multe ori că atunci când încerci să dai jos hârtia de pe cupcake, nu prea reușești. Care e problema acolo? După ce se răcesc. După ce se răcesc. În primul rând și hârtiile sunt de mai multe tipuri. Recomand o hârtie mai de calitate, pentru că sunt și unele de pe care, da, într-adevăr, nu se dezlipește foarte bine cupcake-ul. Puțin aluat tot timpul o să rămână, dar neapărat să fie dezlipit după ce s-a răcit brioșa și nu atunci când este caldă. Ajută! Cristina, tu cum îți găsești inspirația? Pentru că am văzut foarte multe prăjituri pe pagina ta de Facebook, în diferite culori, cu diferite tipuri de glazură. Deja încep să-mi amintesc din nou, te rog, întrerupe-mă. De unde îmi găsesc inspirația să fac prăjituri? În primul rând că și eu urmăresc alți șefi. Cred că noi toți în acest domeniu ne urmărim între noi și ne lăsăm inspirați unii de la ceilalți. Deci mă inspiră foarte mult și munca altora, să văd fiecare ce face. Mă inspiră rețetele pe care le citesc eu. Am și multe cărți acasă, am multe resurse. Internetul este și el plin de imagini. Combin asta cu ce-mi place mie deja, pentru că mi-am format niște gusturi, mi-am format niște idei de decor și de cum îmi place mie să arate ceva. Și evident și din artă o să te inspiri foarte mult și din natură, pentru că și noi suntem mici artiști, pentru că atunci când decorăm trebuie totul să aibă un sens, să arate într-un fel, culorile la fel se combină, trebuie să știi și partea de cromatică, totul contează. Georgiana, dacă ar fi să faci un top 3 al deserturilor preferate, că nu te pun acum să alegi doar unul singur, că e foarte greu, care ar fi acest top 3? Cred că tortul exotic, că sunt nebunită de tot ce înseamnă cocos, fructul pasiunii. Ok. Apoi e babka, că îmi place foarte mult aluatul de spit și l-aș mânca și simplu, așa, fără nicio umplutură. Și eclere. Ok, bine, fie, gata, m-ați chinuit destul asta. Mulțumesc tare mult că ați venit. Mulțumim și noi. Mulțumim frumos pentru invitație. Vă mulțumim că ne-ați învățat cum să facem babka și, bineînțeles, că ne-ați dezvoluit și un alt mod de a prepara ceva din Sfânta Sărbătoare de Paște. Vă doresc să aveți sărbători liniștite și frumoase. Sunt convinsă că toți cei dragi vouă se vor bucura de prăjituri absolut delicioase. Mi-ar plăcea să ne împrietenim mai bine la un moment. Mai venim. Și vă aștept cu drag de fiecare dată. Mulțumim frumos. Mulțumim. Noi o să luăm și o scurtă pauză de publicitate. Știți voi de ce? Pentru că de fiecare dată când există ceva de mâncare în platou, eu urmează să mănânc. Ne vedem în 5 minute.